Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Șeful penitenciarului 15, Cricova, a fost reținut în urma perchezițiilor care au avut loc ieri. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Centrului Național Anticorupție, Angela Starinski. Potrivit ei, împreună cu Victor Munteanu, în izolatorul CNA, a mai fost plasat și Vladimir Moscalciuc, cunoscut drept Machena. În presă au apărut informații precum că cei doi ar fi fost reținuți pentru 72 de ore, lucru neconfirmat deocamdată de CNA și reprezentanții PCCOX. Amintim că miercuri oamenii legii au descins în toate sectoarele penitenciarului numărului 15 din Cricova. Perchezițiile au avut loc într-un dosar în care este vizat șeful adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Serghei Demcenco, învinuit de abuz în serviciu în interesul unei organizații criminale. Serghei Demcenco a fost arestat preventiv pentru 15 zile și riscă până la 8 ani de închisoare. Corpul minorei în vârstă de 12 ani, care s-ar fi înnecat în râul Nistru, în localitatea Speia, raionul Anenii Noi, este căutat și astăzi pentru a treia zi consecutiv. O echipă din 8 salvatori și scafandre au ajuns la fața locului la primele ore ale dimineții. Potrivit specialiștilor, din cauza vizibilității reduse a bazinului și a condițiilor dificile pe timp de iarnă, corpul neînsuflețit al copilei este greu de găsit. Ieri, lucrările subacvatice au fost efectuate la adâncimea de 12 metri pe o suprafață de 150.000 de metri pătrați. Însă spre noapte lucrările au încetat. Minora a căzut în apa râului acum 2 zile, în timp ce se afla pe gheața fragilă. Copila împreună cu alți 3 minori a mers să-și facă fotografii pe apa înghețată a fluviului. La un moment dat s-a plecat ca să-și spele mâinile, iar gheața s-a rupt și ea s-a prăbușit în apă. Copiii rămași pe mal au încercat să o salveze, însă fără succes. În cele din urmă, unul dintre ei a apelat la 112. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele tragediei. Caz șocant într-o suburbie a capitalei, o femeie și-a agresat cu cruzime fiica vitregă în vârstă de 13 ani într-un magazin alimentar, pe motiv că aceasta nu știa cum să achite facturile la serviciile comunale prin intermediul unui terminal de plată. Angajații magazinului au intervenit pentru a calma femeia, dar fără rost. Imaginile cutremurătoare au fost surprinse de camerele de supraveghere și postate pe rețelele de socializare. Oamenii legii s-au autosesizat și au interzis agresoarei să se mai apropie de minoră. Cazul șocant a avut loc luni seara. Din imaginile video se vede cum femeia o ceartă, o lovește și o împinge pe copila speriată care plânge și încearcă să se apere de abuzurile agresoarei. Pur și simplu își bate joc de copilul ăsta. Uită-te ce face, privește, nesimțit aceea. Asta-i femeie? Femeia agresivă în vârstă de 48 de ani era de neoprit, chiar și atunci când un bărbat și administratorul magazinului au intervenit pentru a o calma. Aceasta s-a luat cu ei la ceartă. Unul dintre martorii scenei ne-au spus că ea s-ar fi enervat pentru că minora nu știa cum să achite factura la internet. Eu lucrez aici, dar eu nu știu cum să achite. Ce vrei de la copil? Zic, tu dacă ești așa de matur și mai știu eu, achite tu, de ce să lovești copilul? Bărbatul mai spune că minora era speriată și tremura, însă a refuzat ajutorul lor. Mai mult, la 2 zile de la incident, fata s-a întors la magazin pentru a le cere angajaților o favoare. Astăzi dimineața a fost copilul acela la mine în cabinet și a spus, cergeți, vă rog, filmulețul dat de pe internet. Fata a argumentat cumva de ce ar trebui să ștergeți acea înregistrare? Ca să nu vadă copiii, să o arate cu degetul sau ceva de gen. În după-amiaza zilei de ieri, minora a fost audiată de polițiști în prezența unui psiholog și a unei profesoare. La ieșire, aceștia nu au dorit să discute cu echipa noastră de filmare. Bună ziua, vrem să întrebăm. Ne puteți... A mers acasă la familia fetei, însă nimeni nu ne-a deschis ușa. O vecină care nu a dorit să fie filmată ne-a spus că, în trecut, mama vitregă a avut probleme cu legea. Am auzit că a fost închisoare, dar cum știu? De cum o să ți-i friește? Dar fetița când e cu mamsa, când a ieșit, vine să știu nimic, clar, nu e sigur. Noi vedem pe afară, dar... Locatarii nu au cuvinte de laudă nici în adresa mamei biologice. Prima soție a fost o nebună. Așa cum scrie cartea. Consuma și alcool?
Și a biednii... Poliția a deschis o anchetă în acest caz și primăria localității a creat o comisie multidisciplinară, iar oamenii legii au emis ordonanță de restricție în privința femeii pentru o perioadă de 10 zile. Aceasta a trecut deja cu traiul în altă locuință. Autorul triplului omor de la Mereșeni, raionul Hâncești, își va petrece restul vieții după gratii. Sentința inițială de 20 de ani s-a transformat în detenție pe viață, după ce procurorii au cerut o pedeapsă mai dură. Acesta este învinuit de omorul la 3 tineri, printre care 2 minori care au fost găsiți fără suflare într-o casă. Crima a avut loc în anul 2018. Bărbatul are 23 de ani și este locuitor al satului Caracui. Acesta și-a recunoscut vina, declarând că făcuse cunoștință cu victimele pe rețelele de socializare. Ulterior a mers acasă la unul dintre tineri și au consumat băuturi alcoolice. În urma unor neînțelegeri între ei s-a iscat un conflict, iar suspectul le-a aplicat celor 3 victime câteva lovituri de topor în regiunea capului, după care a incendiat casa. Moldova va beneficia de o tranșă de vaccinuri anti-COVID din partea Lituaniei. Despre aceasta a anunțat ministrul lituanian al afacerilor externe, care se află într-o vizită de lucru în țara noastră. Potrivit oficialului, Lituania a semnat o scrisoare prin care s-a făcut solicitarea de asistență pentru Republica Moldova. Precizăm că nu se cunoaște încă despre câte doze de vaccin este vorba și când vor ajunge acestea. Miercuri, guvernul României a aprobat o ordonanță de urgență prin care statul vecin va acorda 20.000 de doze de vaccin, cele 200.000 promise. Nu se cunoaște însă când vom beneficia de ele. Precizăm că Moldova este singura țară din Europa în care nu a început campania de imunizare, potrivit unui portal care colectează date despre vaccinare în întreaga lume. Ucraina a înregistrat un salt cu aproape 40% a noilor cazuri de SARS-CoV-2, chiar în timp ce a fost demarată campania de vaccinare împotriva COVID-19. Între timp, Israelul a decis să verifice identitatea persoanelor care nu s-au imunizat. Un studiu realizat în această țară arată că vaccinul Pfizer are o eficacitate de 94% împotriva cazurilor simptomatice de COVID-19. În doar 24 de ore, cazurile de contaminare cu SARS-CoV-2 în Ucraina au crescut cu 40%. Peste 8.000 de infectări au fost raportate joi dimineața, cea mai ridicată cifră de la mijlocul lunii ianuarie. Numărul îmbolnăvirilor a crescut în țara vecină după o perioadă de acalmie în timpul unei carantine stricte instituite la începutul anului. Amintim că Ucraina a demarat miercuri campania de vaccinare împotriva COVID-19. Primii 159 de lucrători medicali au primit prima doză de vaccin AstraZeneca din primul lot de antidot care a sosit marți în țara vecină din India. După ce a aprobat vaccinarea cu serul rusesc Sputnik, Ungaria s-a înarmat și cu vaccinul chinezesc, devenind astfel prima țară din blocul comunitar care ia această decizie. Autoritățile au cumpărat deja 5 milioane de doze Sinopharm pentru imunizarea unui sfert din populația țării. Menționăm că oficialii maghiari au criticat constant programul de vaccinare al UE pentru ritmul lent al distribuirii dozelor. Iar Parlamentul Israel Eliana a autorizat miercuri Ministerul Sănătății să comunice altor autorități numele, adresele și numerele de telefon ale persoanelor nevaccinate împotriva noului coronavirus, suscitând îngrijorări în ceea ce privește respectarea vieții private a cetățenilor care refuză să se imunizeze. Scopul acestei legi este de a încuraja oamenii să accepte vaccinarea. Până acum, o treime dintre cei aproximativ 9 milioane de israelieni și-au administrat cele 2 doze de vaccin Pfizer. Israelul și-a redeschis centrele comerciale și comerțul stradal pentru întreaga populație în cadrul celei de-a treia ieșire din carantină. Însă unele locații sunt accesibile doar persoanelor dotate cu o insignă verde, semn că ele au primit a doua doză de vaccin sau că s-au recuperat după COVID-19. Momente dramatice în Istanbul, unde o femeie și-a aruncat copiii peste fereastră pentru a-i salva din incendiul care le-a cuprins apartamentul. Micuții au căzut în gol de la etajul 4. Jos, vecinii i-au prins pe cei 4 copii cu o pătură. După ce a văzut că sunt în siguranță, mama a sărit și ea peste geam. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
Din fericire, toți au scăpat cu viață, iar pompierii ajunși la fața locului au stins incendiul. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările ar fi izbucnit din cauza unui scurt circuit. Un caz similar s-a produs la mijlocul lunii februarie la Constanța, unde o femeie a sărit de la balconul apartamentului cuprins de flăcări. Din nefericire, pompierii ajunși la fața locului nu aveau în dotare o autoscară sau o saltea, așa că femeia a murit în urma impactului cu solul. Scumpirea carburanților va lovi dur ramura agriculturii. Fermierii susțin că aceste majorări de prețuri vor aduce cu sine mari pierderi, mai ales că în curând va începe un nou sezon agricol. Asociațiile de fermieri bat alarma și avertizează că în astfel de condiții țara riscă să rămână fără agricultori. Mihail Gașper, din satul Furceni, raionul Orhei, practică agricultura de zeci de ani. Fermierul prelucrează 400 de hectare de pământ, pe care cultivă grâu, orz, mazăre, floarea soarelui, porumb și rapiță. Pe lângă faptul că anul trecut culturile au fost compromise din cauza înghețurilor și a secetei, iată că în acest an, chiar în ajunul sezonului agricol, un alt necaz pe capul lui. S-au scumpit carburanții. Agricultorii spune că este îngrijorat și nu-și imaginează cum va face față cheltuielilor. Măresc prețurile la combustibil și nu știe nimeni din ce, de unde, cum, cine se reguleze, cine suferă din tot drumul ăsta, de la scoaterea petrolului și până la Mișa Gașper, la Furceni, numai Mișa Gașper suferă. Bărbatul spune că din cauza scumpirii carburanților vor avea de suferit și consumatorii, deoarece vor crește inevitabil și prețurile la producția agricolă. Cu cât mai puțin aș cheltui, cu atât mai ieftină și producția pe care eu o dau. Și mai convenabil pentru cumpărătorul care o cumpără această producție. Fermierul susține că nu mai speră la o susținere din partea statului, așa că se străduie să facă față singur provocărilor. Și reprezentanții Federației Agricultorilor confirmă că majorarea prețurilor la carburanți este o lovitură drastică pentru sectorul agricol. Dacă noi luăm în calcul și fonul pe care se întâmplă acest lucru, luăm în calcul situația de anul trecut cu COVID-ul și cu calamitățile care au lovit agricultorii și care au insuficiențe de resurse financiare, toate la pachet constituie o problemă destul de nefavorabilă. Aurelia Bondar mai precizează că din cauza problemelor majore din sectorul agrar, în ultimii ani, numărul persoanelor care practică agricultura a scăzut. Noi avem cazuri destul de multe când agricultorii abandonează afacerea proprie și pleacă peste hotare pentru a achita creditele, pentru a achita datoriile sau chiar își vând propria gospodărie pentru a ieși din situații dificile. Am încercat să aflăm dacă autoritățile vor reacționa cumva într-o susținere a producătorilor agricoli în contextul scumpirii carburanților. Reprezentanții guvernului nu ne-au răspuns la telefon, iar cei ai Ministerului Agriculturii ne-au comunicat că nu sunt planificați bani pentru a susține în această perioadă fermierii. Precizăm că miercuri stațiile PECO au afișat prețuri noi la pompă, astfel benzina și motorina s-au scumpit în medie cu 60 de bani și se vând acum cu 18 lei și 30 de bani și respectiv 15 lei și 60 de bani pentru un litru. Și prețul la gazul lichefiat a crescut cu 65 de bani și a ajuns la 11 lei per litru. Noile majorări vin la doar o săptămână de la ultima scumpire, fiind deja a cincea de la începutul anului. Ceea ce era odinioară reședința unui militar de seamă, generalul Mihail Ponse, acum reprezintă o priveliște jalnică. Clădirea din satul Leuntea, din raionul Căușeni, este lăsată în paragină și nu arată monument de importanță națională, deși în documente are anume acest statut. Din fericire, autoritățile locale au decis să-i redea strălucirea de altă dată. Potrivit lor, conacul trebuie nu doar renovat, dar și inclus în traseul turistic vitivinicol al Republicii Moldova. O bucățică din Franța, în raionul Căușeni. Aici nu se mănâncă broaște. În locul bucatelor alese, aici este Bucătăria Națională Moldovenească, care nu cedează însă la niciun capitol celei franceze. În locul turnului Eiffel și Champs-Élysées, beciuri vechi și sute de hectare de viță de vie, moștenirea generalului Mihail Ponse, care a cumpărat conacul de la un boier moldovean, generalul Ilie Catarji.
Poncet a cumpărat conacul în anul 1817. Ulterior a adus din Franța butași, a invitat specialiști calificați în vinificație. Deja în anul 1823, vinurile de Leuntea luau locuri de frunte la concursuri internaționale petrecute în Sankt Petersburg și Bordeaux. Aceste teritorii au ajuns în proprietatea lui Poncet peste 200 de ani după ce aici au luptat otomanii. Anume, ei au săpat catacombele pe care inițial generalul francez, dar și proprietarii ulteriori, le-au folosit pentru păstrarea vinurilor. În prezent, acestea sunt cele mai vechi tuneluri din Moldova. Cărămizile folosite de otomani pentru construcția lor au fost aduse de peste hotare, iar în loc de ciment, care nu era încă descoperit, foloseau un amestec de var cu albuș de ou. Tunelul aici are 60 de metri, după care încolo încă 30. Aici tunelurile se unesc. Ele încep de sub această casă. Deasupra acestor tuneluri, Poncet a construit conacul deja în 1817. Astăzi conacul este într-o stare deplorabilă. Privindu-l, nu-ți poți imagina că această clădire are statut de monument de importanță națională și că în perioada sa de înflorire, aici veneau în ospeție la Mihail Poncet oameni ilustri ai vremii, printre care chiar marele poet rus Alexander Pușkin. Pentru restaurarea sa este nevoie de aproximativ 17 milioane de lei și cam 3 ani de lucrări. 15% din sumă va fi alocată de Consiliul Raional Căușeni, iar restul banilor din conturile Agenției Naționale de Dezvoltare și Cercetare. Vom crea aici complexul turistic Leuntea, care va include conacul Poncet, dendrariul Leuntea, un parc de aproximativ 3 hectare care va fi întors la mărimea inițială de aproximativ 30 de hectare. Acest traseu turistic este foarte popular și a fost activ chiar și în anii 90, dar a dispărut de pe harta turistică a țării pentru că a rămas în paragină. Intenționăm să deschidem în această clădire și un restaurant, câteva camere de hotel, ca lumea să poată veni cu familia să se odihnească, să se plimbe prin parc cu copiii, ca să guste din bucătăria națională, să bea vin gustos și natural. Potrivit autorităților, restaurarea conacului va avea un impact pozitiv asupra culturii și situației economice a raionului. Fluxul de turiști va crește, iar aceștia vor veni și de peste hotare. Asta pentru că Poncet a fost francez, care a fost general în armata rusă. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor. Eu sunt Victoria Petraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!